meserie pe cale de dispariție în România, potcovitul, este resuscitată de francezi. 20 de studenți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, români și străini, învață arta potcovitului de la meseriași veniți special din Franța pentru un curs româno-francez. Ideea înființării unei școli de potcovit au avut-o mai multe cadre didactice de la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj, care au observat că la clinica de ecvine din campus ajung de multe ori cai care nu sunt potcoviți corect, iar acest lucru le afectează sănătatea picioarelor. Așa s-a născut școala de potcovit, ai cărei elevi sunt acum studenții de la USAMV, dar în viitor școala se va adresa publicului larg. Știți cât câștigă un potcovar în Franța? Peste 2000 de euro, iar acolo potcovarul este perceput drept un colaborator al medicului. Haideți acum să vă arătăm cum îi învață francezii pe români să potcovească în mod corect un cal. Charles a venit din Franța în România ca să învețe pe cei 20 de studenți ai noii școli să potcovească corect caii. Va sta aici 6 luni și le va spune învățăceilor toate trucurile pe care el le știe din experiență și din cei 3 ani de școală făcută în țara natală. Donc une ferrure en moyenne dure une heure et donc le secret pour bien ferrer c'est d'avoir la connaissance entière de la boîte cornée et de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du pied. Les principales étapes, donc on a le parage, donc on coupe les ongles du pied du cheval. Ensuite on a l'ajustage, donc l'ajustage on va transformer le fer pour qu'il soit à la bonne forme du pied du cheval. Et enfin on a le brochage et le rivage qui consiste à mettre les clous dans le pied du cheval pour faire tenir le fer et incruster les clous dans le pied du cheval. Un cal are nevoie de potcoave noi cam o dată pe lună și, cum în România au prins avânt centrele ecvestre, ar fi nevoie ca de aer de potcovari. Acum, cei care investesc în cai își aduc potcovari din străinătate. Proiectul se va finaliza cu realizarea unor stagii practice în Franța anul viitor, în instituțiile partenere. Asta însemnând că cei mai buni studenți din acest grup țintă vor pleca să se specializeze în continuare în aceste instituții pe o perioadă de câteva luni, iar la rândul lor ei probabil vor deveni viitorii noștri formatori pe care îi vom include într-o școală adevărată, viitoare de potcovari, adresată publicului larg. Pentru că deocamdată a fost adresată doar studenților noștri. Este foarte importantă din două puncte de vedere. Odată din punctul de vedere al sănătății calului, noi dorim să-i asigurăm un picior sănătos, dorim să-i asigurăm confort, pentru că toți acești cai se folosesc nu doar la muncile, să zicem, fizice, muncile agricole, dar din ce în ce mai mult vorbim despre cai de concurs, vorbim despre cluburi hipice și s-a constatat că există o foarte, foarte mare lipsă, deci o nevoie neacoperită pe piață. În România, potcovitul unui cal costă în jur de 50 de euro. Aceeași manoperă, în Franța, se plătește cu sume cuprinse între 80 și 150 de euro. E drept că și salariul unui potcovar în Franța e cuprins între 1500 și 2500 de euro pe lună. În țara noastră, potcovarul e aproape inexistent, așa că încă nu se poate vorbi de lefurile din această meserie.